Este evident, capitala a rămas să fie una liberal-democratică și așa va fi forever. Vreau să-l felicit pe primarul general al Chișinăului, domnul Dorin Chirtoacă, pentru obținerea unui nou mandat. A fost o victorie meritată și muncită. Știu că a adus o luptă grea în această campanie, iar Partidul Liberal Democrat din Moldova a fost alături de el în această luptă. Am vorbit cu domnul primar general astăzi și, dincolo de urări de succes, am convenit și asupra modului în care vom conlucra pentru viitor, deoarece avem același obiectiv, să construim o capitală a țării noastre fiind una modernă, europeană, prosperă. Asta presupune că în zilele imediat următoare ne vom întâlni, vom stabili inclusiv și planul de acțiuni pentru perioada imediat următoare.